Salut! Cum te numești? Vasile. Legat de parcările astea, sunt instalate la USM, în ogradă, dar Alianța Bicicletei Chișinău a instalat la colț acolo niște parcări de astea cu U întors, sub formă de U întors, chipurile sunt mai comode. Așa. Și totuși se parchează mai mult aici și văd că de gard sunt legate unele. Poți spune experiența ta? În primul rând, cred că mulți sunt deprinși fix ca mine, mai mulți ani se fac așa. Și într-o doilea rând cred că e mai sigur și cred că în a treia nu cunosc, probabil că este acolo nouă parcare. Și prea departe. Și poate și prea departe. Și da, am înțeles. Și dacă poți spune despre dar aici? Nici asta nu e chiar foarte funcțională, dar bine că este. Da, asta chipurile ți-l dau aeroata, nu e bun. Da, nu e bun pentru o spiță, nu știu de ce mulți parchează așa. Cătare... E mult mai sigur așa să parchez de gard și apoi să... Poți să te uiți la colț, acolo este U întors parcări de astea, dacă ai văzut prin oraș. Și e mai comod. Și la final, experiența ta cu bicicleta, văd că mulți vin cu trotinet. Câțiva? Cum, cât de des mergi? Experiența mea, păi în fiecare zi, la universitate și acolo la servici. La botanică. Mie 20-25 minute să ajung. Înainte de bicicletă, cu ce vine? Sau asta primul trolebuzul. În trolebuzul, 45 minute, o oră dacă ai mutiaj și strașnic. Așa că mai bine cu bicicletă. Recomand la toți. Ei, convins careva cu lei sau cum? Sau e natural să începa veni? Nu știu, la mine e... Cum să mă exprim? Din copilărie, probabil, dar alții cu mașina azi de prins. Mie nu prea îmi plac mașinile, de ce ești mărbicile? Înțeles. Bine, mersi. Succes. Mă zic bun.